Un test HPV pozitiv nu indică prezența cancerului cervical. Medicul specialist vă recomandă examinările necesare, cum ar fi coloscopia sau biopsia cervicală, pentru a determina prezența celulelor precanceroase. Modificările care se văd pe celulă și care nu se văd cu ochiul liber la examenul ginecologic, dar noi vedem în celulă, apar acele așa numitele celule patognomonice, care se numesc coilocitele și discheratocitele, prin care HPV-ul infectează nucleul celulei epiteliale și practic se hrănește cu glicogenul din jurul nucleului, deci din citoplasma celulei intermediare, și produce o zonă optic vidă. Aproximativ 27.000 de femei mor anual în lume din cauza cancerului de col uterin. Infecția persistentă cu virusul papiloma uman reprezintă principala cauză a cancerului de col uterin la femei. HPV este responsabil de mai mult de 99% dintre cazurile de cancer de col uterin din întreaga lume.